Nemurirea cuvintelor scrise și efemerul cuvintelor rostite s-au împletit sub semnătura lui Adrian Săvoiu pe o carte ce poartă titlul 77 de conferințe radiofonice. Această carte, lansată astăzi la Galeria Arta, este o selecție a conferințelor pe care Adrian Săvoiu le-a susținut la Radio România, începând cu anul 1984, în cadrul emisiunii Răspundem Ascultătorilor, devenită mai târziu Studio Deschis. Vorbele care au zburat pe undele radio s-au reîntors cu ajutorul unui tipar către oameni interesați de alți oameni. Cei care constituie prezentul românesc pot face cunoștință cu cei care constituie trecutul țării. Ineditul acestor conferințe îl constituie forma lor, care trebuie să țină cont de cerințele radioului, adică să fie ușor de parcurs, să țină cont de cerințele autorului, un erudit prin excelență, și să țină cont de cenzura anilor în care ele au fost realizate. Ceea ce a reieșit este o provocare la lectură pe care Adrian Săvoiu a lansat-o tuturor celor care vor citi cu atenție această carte. Iată că scriitorul cu amintiri, care are acum un frate mai mare, ediția a doua, a ajuns, aș spune, să fie un fel de sintagmă pentru o parte dintre cunoscuții mei, dintre cei care au citit volumul acesta. Așa cum probabil știți, cartea aceasta este structurată în două părți. În prima parte sunt evocate niște personalități pe care, pe unele dintre ele, le-am cunoscut direct. Sigur că e vorba de Mihai Moș Andrei și am avut ocazia în atâtea rânduri să evoc personalitatea dânsului. De profesorul Ion Șerban Țicăloiu, pe care l-am cunoscut foarte bine și la care am locuit o perioadă în Germania. Cartea cea proaspătă, 77 de conferințe, pleacă de la o selecție pe care am făcut-o, din cele circa 150 de conferințe pe care le-am ținut la Radio România, între 1984 și până în anul 2000, conferințe care erau dimineața între 9 și 10 în cadrul emisiunii Răspundem Ascultătorilor. Aceste conferințe au avut un ecou imens. Să nu uităm că era perioada când nu exista decât Radio România. Sigur că exista și varianta și alternativa posturilor din străinătate, dar pentru spațiul românesc nu exista decât un singur post de radio. Și de aici spuneam, imensă audiență, imposibil de egalat astăzi, pe care o aveau aceste conferințe. Venirea lui Adrian Săvoiu la Galeria Câmpul Lungean a fost una bogată în cadouri pentru cititor, pentru că au fost lansate două cărți. Cealaltă propunere este ediția a doua revăzută și revizuită a lucrării Câmpul Mușcel, scrinul cu amintiri. Tot oamenii sunt în atenția autorului și, din nou, oameni care înseamnă istorie. Dar de această dată, o istorie a Câmpul Lungului, considerată de către Adrian Săvoiu, o axis mundi, a sa, dar care poate deveni reper al existenței fiecărui câmpul lungean care vrea să se cunoască.